Prețurile pentru închiriere auto variază în funcție de clasa autoturismului, dotările acestuia, dar și numărul de zile de utilizare. Spre exemplu, această mașină din clasa medie, potrivită pentru o familie cu 2 copii, costă 50 de euro pe zi, așadar 350 de euro pe săptămână. Asta dacă faceți rezervarea din timp cu aproximativ o lună înainte. Dacă o faceți cu doar câteva zile înainte, puteți plăti chiar și 100 de euro pe zi. Pentru autoturismele din clasa premium, costurile depășesc 200 de euro pe zi. Și în alte state, cum ar fi Grecia, au fost observate scumpiri considerabile odată cu relaxarea restricțiilor de circulație. În insule, tariful depășește 100 de euro pe zi din research-ul nostru. În alte capitale, precum Londra, Paris, Barcelona, tarifele pornesc de la 50, poate chiar 70, cel mai mult am văzut în Dublin, peste 85 de euro pe zi pentru o mașină din clasă medie. Există mai mulți factori care au dus la creșterea prețurilor pentru închirierii la auto. Termenul de livrare la mașini noi de la câteva luni a ajuns la un an de zile. Costul de achiziție a unei mașini a crescut de la plus 35-40% față de 2019. Asigurările s-au dublat sau triplat. Pentru a închiria o mașină aveți nevoie de o carte de identitate, un permis de conducere, dar și un card de credit. Închirierea se face pe baza unui contract care prevede termeni și condiții, drepturi și obligații pentru ambele părți implicate. Așadar, trebuie să citiți foarte bine acest contract și să-l respectați, altfel puteți fi sancționat. Dacă mașina închiriată este condusă de mai mulți șoferi, numele acestora trebuie declarate încă de la semnarea contractului. Principala obligație este cea de a returna mașina în aceleași condiții în care a fost predată pentru utilizare. De asemenea, are obligația de a ne anunța în momentul în care apar acțiuni neprevăzute. Să folosească mașina pe drumurile publice, niciun caz să facă overroad cu mașina respectivă. Are dreptul de a circula numai pe teritoriul României. În caz că dorește să părăsească țara, trebuie să ne anunțe pentru a asigura mașina către țara respectivă în care se îndreaptă. Automat are nevoie de o puternicire pentru a putea ieși din țară. În cazul în care șoferul primește o amendă de circulație, aceasta va ajunge prin poștă la adresa persoanei respective. Dacă autovehiculul este implicat într-un accident rutier, iar de vină este șoferul care a închiriat autoturismul, acesta va fi bun de plată.